Băi, noroc, pățani, m-a întrebat una, mă, de ce nu mai postez, dar nici nu mă asta și nu trebuie, pahodul. Să mă întrebi cineva că eu să încep să mă apuc de pizdit, caroci, de făcut capul. Блин, я не знаю, про что я сейчас вам повестеюсь, но даже какие-то темы я же вряд ли мы оттенгим. В первую очередь, я же вряд ли сделаю аналогии, короче. Я скажу, если вас заебидит темы, если психологические, не нужно слушать эпизод этот. Да, пацан, не про это меня спросил, и я про это вряд ли сгрыясь постоянно, и про это сгрыясь. Да, пиздец, чем бать инима, что мы пук топикур лезть, блин, мы даем транспирации, бать инима, походу, еще вала меня около... Adică eu știu și nu ne ajunge ne, în truba mea acolo sunt niște impurități, caroce, le trebuie să scos. Și nu iese lunina cum trebuie, blea. Așa o analogie ne-a venit, blea, voi știți că tot huneau asta cu trezirea asta, da? Dar eu îmi dirii trezirea reală, blea, nu trezirea asta care... care șed yogi și fac yoga în sală, blea, și adică acum poate și dintre dânși acolo iese unul dintre înzeși care s-o trezi cu adevărat. Majoritatea pentru dânși îți duc să slăghească, blea, ori să arăți cool, ori să pună poză, caroci. Pentru asta îți duc să fac yoga, înțelegi? Nou din zeci, naverna. Așa îți zeci la o țu, caroci. Băi, da, eu vă spun că e reală hunea asta pentru că e o experiență prin care am trecut pahodul. Și eu vreau să fac așa o analogie, să vă dați seama ce înseamnă real în privința asta. Pentru că să nu-i ceva și eu pot să pun pe cântar, să o măsor, ori să o fotografiez, ori să o arăt, da? E o experiență internă. Eu cred că asta se numește înflorirea psihicului, așa să-i spunem noi, da? Ori sincronizarea subconștientului cu conștientul, ori sincronizarea emisferilor, ori, blea, atâtea sunt cuvinte și atâtea analogii sunt pentru puneaua asta. Dar cred că aveți, știți că am mai grăit pe tema asta, că tot mai pe tema asta își grăiesc, cred că, în ultimele epizoade. Așa cred că știți pe ce am în vedere. Caroci, fenomenul ăsta, el e real, adică, da? Eu nu vreau să spun că el e real. El e mai real decât te ce spăreți până atunci real. Adică până în momentul ăsta din florire, tu trăiești prin prejur cu un sentiment de realitate, că asta e real și aici vezi prin prejur. Și după ce înflorești, tu îți dai seama că tot până atunci a fost un bullshit că tare, nu a fost nici real, a fost prost un vis. Și numai după momentul ăsta că tare să începe realitatea. Eu vreau să spun că voi să nu vă bucurați deodată, pentru că momentele astea din florire nu e numai unul, căroci. Eu văd că să există mai mult, căroci. Există poate unul așa mai puternic, un sprout, așa să-l numesc, da? Cum să-l numesc așa? Când ies... răsadul ăsta din pământ, da, e pus sămânța în pământ și că numai când iese prima frunzuliță din pământ, atunci e greu, că trebuie să ridici țărna asta de pe deasupra. Nu știu dacă voi știți cum asta arată, caroce, dar e cam greu, care e mult pământ deasupra. Și e că până prinde la puteri, caroce, se întâmplă un sprout, caroce, așa se numește, că are în engleză porțiunea asta a plantei, da, faza asta de creștere a plantei se numește sprouting, caroce. Asta, pe e mai puternic să simt în organism, dar următoarele de să mai... Nu așa de puternic, eu nu știu cum să simt de parc, el, pohodul, băiesc și bun infinit, pohodul, din florire de este, asta e pizdeț, prosto. Dar eu nu fac o analogie, că voi să vă dați seama cum înseamnă asta. Imaginează-ți că tu te-ai dus într-un oraș nou, tu niciodată n-ai văzut zahăr în viața ta, n-ai văzut, n-ai auzit, trăiești într-un sat în care zahărul nu-ți știi despre zahăr, caroce. Și te duci în satul vecin unde, blea, oamenii știu de zahăr, caroce. Что веск ей, те саша с букру для захар, ке лошей де охуенно, я лошей де заеби захар, те с букру захар, ке он укр таре пиздос, короче, захар иста. Да ту на инцарес, ке тресал гушт, короче, тун мать юитат ладын, стыц лоратат, лапяц, ке лай алб, ше лошей, ше лоратат визуал захар иста, что здесь ке лай охуенно, я взук те с пим пережур кумпры захар иста, что на густат захар иста, ту нулай кумпарат захар иста, просто инцарес к захару я охуенно. Сташа фак уамни, кари просто читез при лукрули истя инкерц. Да? Ori aud просто de la cineva, dar nu le trăiesc singur. Și până mi-au duci la înapoi la dânsul în sat și le zici la tăți, băi, voi n-ați știut, dar e că este așa o huinea, se numește zahărul. Și el așa de ahuien e zahărul ăsta, caro. Și el atâta laudă zahărul ăsta. Și prin prejur strângi un grup de oameni, blea, care tăți încep să creadă că zahărul ăsta e foarte ahuien. Înțelegi? Dar nimeni nu a gustat zahărul ăsta, просто știu că e ahuien. Și când mă după momentul ăsta în care tu îl guști zahărul ăsta, el îți duce înapoi a doua oară, de-am să iei și guste zahărul ăsta. Și el guste zahărul ăsta. Și el înțelege, până la urmă, care e picolul în zahăr. Că nu-i plăcerea vizuală de la zahăr. Că el nu arată frumos. El e dulce. Asta era picolul de la zahăr, înțelegi? Și amu el se întoarce cu cunoștințele astea noi, frumos, al dânsul în sat. Și vrea să-i zic la tăi, băi, pățani, te ce v-am zis eu până amuc zahărul? E frumos și așa de pizdos, caroce.
Те, чим вам зацьопинав мост, іра хуйня, коротше. Next level. Єли дулчі, коротше. Те з дням, що форма, дням бісєри, дням культура, дням ексекті, йоч, хуйоч, практич. Він це лічком сутіла за хрюсь. Тож він мій ворсал кряду піво міста. К приколу, на самом деле, нарощав лексал гуш. Ну, мікан мод бачил гуш, тун це лєч, коротше, карі прикол. Ще каше й говорю, заспуна нова джеку. Процесу стадіон Флоридію. Я кажу, що ще мені не сказав, що ще неутру. Тому я просто сказав, диферити, ну, мені дуже кад. Орінтру релігії крештинянську, орінтру на буддісту, орінтру на індуси, короче. Орін какая-то езотерія, маба, короче. Я кажу, так, ну, мені сказав, Флоридія психіку, і викрик, а звей майжнанськам чин сам нас. Ви б кез візуалізацькам, кому чин сам нас. Он бужор, аж яка ристила, він кап, короче. Що понатно, що їла інома бутону, де бужор, бо ж тільки маратон бутон, де бужор, да? Сакую станкари пять петали есть стринса, да или но еще один сак, короче. Каста, ну если тем пыны лам флорире аста, короче. Шаке сам тем был процесс натурал, аста. Ну еще вообще тут под форцезу, орком вас и даем кщорком, ва, бля, орс салтраешь де дынсу, бля, орс лампинж, ор, йонс, чтес шимай мультикарт, йонс мадукла йога, бля, ну дю дор пизы, да, дешин жор пизы нас мадукла йога, бля, ор, ши фай что акола, бля, и дешин заждёр, да, кайс фай дешин заждёр, май мульт, я форт, я почти, бля, вообще до судьи урма департи. Я сидит эта хуйня у вас, один флорирен, царяч. Потому что ты слеж, как прочесывается натурал сын темпли, бутону скидишь, как обжору и станчеп сын флориаски, короче. Охуенный сентимент. А мой обсерк сентимент, что пасфия... Ла уни уамен, ла уни бужору, апрапи-апрапи он флорит, короче. Я ла бутону ист апрапи-апрапи со дискис. И требеш тен мулюк цику адьери де винт, короче. Ха ел с диски до полна урма. Шака адьери ли есть де винт, или спасибо люди на экстерьоры, врю заспуня вау. Есть методи, а же сын уми, методи де инфлорири, короче. Шака методи ли есть сын диферити вообще, методи де... Я скажу, ну, позграбеж, де ажутапать процесу иста, ор делал фачилита, ор йо крика се спун, си дай спатю, ка ел сын тимпли, а ше крик вой зва имажинац. Кому сажут за ше, ка сфач си дай спатю, ка процесу иста натурал сын тимпли, потому что мы фачим фаште мулти лукры паркурсу зили, кари... Încetinești procesul ăsta, înțelegi? Artificial, noi îl umbrim, caruși, noi artificial creăm umbră la bujorul ăsta și el nu crește. Și eu vreau ca umbra asta nouă ește, îi dai într-o parte și las soarele să fac treaba. Caruși, blea, și de aproape de adevăr văd zic eu analogia asta, pizdeț. Am o tebe și vreau să văd zic eu metodele astea cu care poți să dai nouri într-o parte, da? ca să lești prostă allow it to happen. Eu tot încerc să traduc asta din engleză, de asta tupesc așa de tare. Nu, de ce că nu-mi dau seama și zic, de ce că e greu să traduc pohodul din engleză? Blea, unele lucruri tot și le gândesc în engleză, care trebuie să-i dai spațiu prostă la procesul ăsta să se întâmple și să nu umbrești, caroci, cu mintea ta, așa îți vă spun eu deodată, spoiler alert, caroci, tot procesul ăsta. Și că metodele este. Или как-то из трех методов принципали, а сейчас категоризазы ели, короче. Я вам скажу, мы денумерили, давай, ну, вот, аж скретари денумерили. Это просто сейчас нечто категории, короче. У категории, за метода факирулу, если называешь, метода факирулу, это с вами, которые се экспунули нечто ефортури, эксагерать физичи вообще, ори супранатурали, после дзыч вообще физичи ефортури лезть. А со сфорте мулц атлет, бей, а со спортиви, ори со просто пацан симбли, кори шалек, бей, я просто, ну что, грудил ему урмарешь, мне урны урмарешь, я муткил, и кучеклизм, и стоит форте таре, я цементю, я дадем ку эллиптика латунша. Метода ста факирула, ей пиздец, что ди эфичента. Или тот с эфичента, да я вам заспонвал, кори шей капкана ладенцали, короче. Metoda asta, vă spun, a omului care depune foarte mult efort fizic, asta e pizdeț, caroce. Voi știți ce am de ieri, asta sunt oamenii care dorm pe paturi cu chiroane, blea, ori merg pe sticlă, caroce, ori se joacă cu focul, care asta e fakirul, da? Cu focul, caroce, ei poate să, tipa, ei nu sunt frig, da? Ei poate să intre într-așa o zonă mentală, ori așa să-i minim, ori să iasă din zona mentală, mai adevărat, eu vă spune vouă. Și să nu fi identificați cu corpul și ala care amu treci prin faza asta de fript. Înțelegi? Așa eu o să mă exprim. Cât mai aproape de adevăr posibil. Și urmă este metoda moncului, a călugărului, da? Omul care se refuză de la toată lumea și el îi dă cu dragoste, caroci. El își găsește acolo un guru, ori un Dumnezeu, caroci. Ori o persoană iubită, că tu poți fi metoda asta gurului, poți să faci cu familia, înțelegi, ori cu soția ta, ori soț și ai tu acolo, caroci.
tipo, dedici prin dragoste, caroci, un fel de, prin compasiune și, și dragoste. Voi înțelegeți, asta e un fel metoda călugurului. Asta e metoda inimii, așa să-i spunem. Dacă prima metodă era prin metoda corpului, da, fakirul corp și expune, călugurul deja prin metoda inimii se duce spre adevăr. Asta e a doua metodă. Și mai este a treia metodă, asta e a yogului, caroci. Yogul se folosește de capacitățile intelectuale și asta nu numai yogi, evident. Asta sunt oameni care îți dai un știință, chimie, biologie, whatever, caroci, voi alegeți acolo. Da, ceva și mi-aș vorba de capacitățile voastre de a-ți dezvolta, ca cum, cum fakirul își dezvoltă, spate de zis că peste exageratori, supranatural prima, da? Adică tu inițial nu-ți dai seama că ești posibil, ești capabil să faci așa ceva, dar prin exerciții, exerciții și dedicare și exerciții mentale tot, tu ajungi la niște stadii care ți inițial spre absolut imposibil pentru om de atins. Și că asta este la fakir, asta este la dragoste tot, pentru că tu la dragoste te dedici, pentru atâta măsură te dedici. Cu alte cuvinte, eu îți spun așa mai grub, atâta te lași călcat în picioare, că așa ești poți fi călcat în picioare, a să moară, și a să rămână doar așa și nu poți fi călcat în picioare. Și că așa tu afli, te apropie de adevăr, așa să-i spunem. V-am zis fakirul, yogul și călugurul, da? Corpul, inima și mintea. E că este trei metode prin care se poate de provocat hâneaua asta. Nu eu vreau să vă zic așa o hânea. Cine ați răbdat 11 minute? Înseamnă că vă e interesantă tema asta. Nu e tot așa de complicat cum trebuie, cum pare, băi. Există patra metodă. Eu am să o numesc metoda asta gentilă, pentru că asta e metoda cei care au lucrat cu mine. Eu am trecut prin diferite metode. Eu am trecut și prin asta a călugurului cu dragoste și cu suferință din dragoste, înțelegi? Și așa e prin extenuare fizică foarte puternică am trecut și prin dezvoltarea capacităților mentale. Toate trei metode este le-am încercat, caroce, și ele toate funcționează într-adevăr, ele sunt foarte, foarte complicate și foarte grele, băi. Tu dacă ai o viață obișnuită, prostă, cotidiană, așa e, viața cotidiană la tine, ca destul de obișnuită, tu n-ai să poți, eu deodată vă spun, voi n-ați puteți niciuna dintre aceste trei să le atingeți cu succes. Dacă voi aveți un job de la 8 până la 5, ori voi aveți acolo, whatever, ești truck driver, ori și tu faci așa un job care tu, bă, tu nu poți să permiți să stai 8 ore pe zi, bă, să meditezi în pula mea, înțelegi? Ori tu nu poți să permiți să lești soție ta, să te calci în picioare pe tine până la urmă, că tu la 70 de ani să trezești, înțelegi? Sunt niște lucruri care aici în societatea asta modernă în care suntem noi, uite, dar tu dacă te izola de la tăt huneaua asta, dar nu dacă te izola, că eu nu trebuie să te izolezi, înțelegi? Asta faci călugurul, călugurul se izolează, înțelegi? Dar el pierde. Înțelegi că eu vă spunem că toate din testele trei au capcane, au capcane, de să spunem despre capcane, primul să mergem mai departe. Fakirul, evident, că se arde. Asta, el își extenuează prea tare corpul. Metoda, înțelegi, ea funcționează până la un moment, un anumit moment, dar orice metodă care e adevărată și autentică, iar mecanismul de autodistruge. Tu nu poți, e ca un troleibuz, eu v-am spus, tu nu poți să o folosești la nesfârșit, înțelegi? Așa că metoda asta se autodistruge, toate metodele de astea trei se autodistrug la un moment dat. Și fakirul se arde, și ăsta care își dedică cu dragoste, el care e prin inimă, da? El își pierde mintea, înțelegi? Oamenii care se dedică strogă la inimă, 100% la inimă, își pierd mințele, așa se numește. El pierde contactul cu realitatea. Ori este un călugăr care tu nu poți vorbești cu dânsul pe nicio temă, vopșe, pentru că el e vopșe pe altă planetă sau, el e în cosmos, vopșe, el n-are habar de lucruri cotidiene. Și prin urmă că la Isla, la treilea, care prin minte, invers, el își pierde inima. Vă spunem, oameni de știință, oameni care sunt foarte stricți, care au, mă uitam, Bill Gates, care îl dă să fiecare 5 minute, sunt programate, de exemplu. Eu nu vreau să judec, eu nu știu ce e programat la dâns. Poate la dâns acolo, la fiecare 5 minute, programat să nu facă nicio pulă, înțelegi? Că asta tot poți să-l pui pe schedule. Dar voi înțelegeți ce am în vedere, pozând într-o casă absolut sterilă, tu nu-ți dai seama om și trăiești cineva vopșe vreo familie, ori nu trăiești, acolo tăți absolut steril prost în familia aceea. Ei deja pierd inima, înțelegi, pierd dragoste, îți pierde inspirația, muza, îți pierde elementul ăsta de surpriză în viață, înțelegi, îți pierde curiozitatea de la viață, pentru că la tine tot e planificat și curiozitate poți mai afla. Tu dacă tu pe următorul an, fiecare minut la tine deja e pe schedule, unde curiozitatea, unde surpriza, înțelegi, îți pierde caracterul ăsta natural, firesc, pentru că caracterul firesc a naturii e spontanietatea și fel de spontanietate poți și când la tine tot e după minte, bleaș, tot e logic și rațional. Adică tu pot, eu spun, toate metodele astea
Noi le încercăm în viață. Noi toți trecem prin trânsele. Eu vă garantez că voi care să ascultați și ascultați până mușva interesante temele este, voi toți le-ați încercat. Voi, dacă vă gândiți la voi la trecutul vostru și vă gândiți voi că voi ați trecut prin metodele astea, voi ați încercat și sport, voi ați încercat și dragoste și relații, voi ați încercat și studiat și științele astea exacte, căroce. Și la fiecare există ca capcana asta la care metoda asta nu mai lucrează. Bля, да, мусушняк, пиздец. Я надеюсь, факу паузу, что мы сейчас континуем. Я вот зык был диспре апатра методы. Кого снова дискуражат, бэк? Я вот зык, феномен из той реал, дим флорире бжорлуй. Ши я улам, моему вот экспериенс аста, ну, дуар дешей, я кандарку принтра, есть я дистул дек сажерады пинтра шире три методы. Это пинтра патра методы, короче. Вот дека зле спуни, este trei metode pe značocul la Mercedes, așa pe trei, da? Voi știți că la intersecția la tăi trei este la starul este de la Mercedes, steaua este de la Mercedes. Drept în mijloc, am șans de arăt chiar, o. E că dacă aici să-l punem noi pe călugăr, că asta cred că și e mai renumită pentru noi metodă. În capă să punem pe călugăr, pe urmă apărut omul de știință și cu minte a început. Asta cu inima a început, pe urmă este a început cu minte să atingă adevăruri, cred. Și pe urmă cu corpul pastean a cam existat. Naverne, aici era corp și aici minte, care și nu mai contează huneaua asta. Dar la nijloc, la intersecția asta, drept în nijloc, drept în punctul ăsta. Există o metodă. Problema, blea, cu punctul ăsta din mijloc, blea, ea că care e problema? Că dacă acelea trei eu pot să vă le explic și voi puteți știți pe ce mergi vorba, a patrălui eu nu pot să vă le explic în cuvinte, rațional, așa ca cu voi cu minte să înțelegeți. A patrălui eu trebuie vouă să vă îl provoc în voi și să vă îl provoc în voi, să vă spun și ce analogie îmi fac eu cu provocarea asta. Imaginează că eu prima dată te văd pe tine, mă întâlnesc cu tine prima dată și eu nu știu dacă tu ești un om care te gâdeli ori nu te gâdeli, da? Și eu te întreb pe tine, hai să nu zicem joc asta de gâdilitul, știi? Când eu, tipa, nu, tipa, eu ți-ți garantez că eu n-as mă gâdil. Și e că eu încerc să caut locurile, unde tu te gâdil. Și eu îți spun ți ideile și la coaste, și tu, tipa, stai serios, tipa, nu, galeac, știi? Îmi pun ideile pe subțiori undeva, caut, știi? Vă știți, când ați fost copii, v-ați jucat de mult fratele nostru, era tortură, prostă, nu era metodă de a tortura, prostă, unul pe altul, cu gâdilitul ăsta. Așa că noi cătam, înțelegi, trebuie să rezistăm la hunea asta. Și noi rezistăm. Și la un moment dat e că eu găsesc la tine un loc și tu buhnești în râs și tu îți dai seama, blea, am spălit, înțelegi? Am buhnit în râs, căroci. Și e că asta eu trebuie să provoc la voi, ca voi să înțelegeți și metoda asta a patra. Amun pentru asta, ca să se întâmple provocarea asta, ca să se întâmple gâdilitul ăsta, așa, să aibă succes. Așa există două părți, evident, să implic. Pentru că eu vă spun, asta e metodă în care eu trebuie suflu așa o lucțică nouă de pe deasupra ca să facilitez într-un fel, să creez spațiu pentru ca bujorul ăsta să poată natural să înflorească. Vă spun, pentru că există metode artificiale de a-l umbri și, blea, vă spun, deși eu tot continuu pe tema asta să discut, deși eu tot așa de tare insist, pentru că tu artificial poți creeza așa niște condiții pentru bujorul ăsta, că el la tine să o felească în pizdu. Tu ai să mori înăuntru. Dar corpul tău, tu îți trăiești. De afară tu îți trăiești, oamenii îți uit la tine că tu încă trăiești, dar tu pe înăuntru deja îți fii mort. E că asta e pericolul. Eu nu zic că asta e ceva rău. Nu e nici rău în asta. Îți mori, îți mai naști odată, iar îți treci prin hunea asta, iar tot așa. Tot așa și tot așa, băi, noi altceva nu avem și face. N-ai altceva și face. Adică să treci prin florirea asta, așa, vestejire, florire, vestejire, florire, vestejire, înțelegi? Pe le poți să înflorești, să înflorești următorul level, așa să-i spunem amu. Amu, eu vă spuneam că aici sunt un factor, este așa, pentru că sunt două părți implicate, că eu trebuie să suflu peste nouri voștri, așa, că aici, bля, înțelegi, aici trebuiești foarte, 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 foarte gentil. Pentru că foarte mult depinde la ce level de înflorire sunteți voi și la ce level de înflorire mă aflu eu. Dacă tu abia ești sprout, dacă tu la tine abia acolo, tu încă nici n-ai ajuns să ai butonul acela de bujor, înțelegi? Tu n-ai încă flori, văpșe, galeacă. Atunci n-are niciun sens, niciun sens. Ocupă-te cu creșterea petalelor, până când tăți procese naturale, ferești, tăți perfecte absolut. Nu-i nici rău cu niciunul, nici o fază din drânsele. Eu mă refer la oamenii ăștia la care îi simt rezistent asta deja, înțelegi? Noi am ajuns la o fază în care noi simțim că de parcă realitatea asta de prin prejur are o limită, înțelegi? Eu nu știu dacă voi vă dați seama, la mine asta a fost, eu parcă simțim o poșghiță, eu simțim că există o limită la realitatea asta. Eu v-am explicat o limită asta și constă, științific, cum pot să vă explic hunea asta. Dar v-am zis de o mie de ori, de-am, așa că nu vreau să mă întorc la tema asta, dar asta, când am simțit o limită, parcă mă strânge realitatea asta, așa că au fost
протезу, це рупт, мембрана дедесупра, що ішит п'яталі, примілі п'яталі погоду ішит, що якась той і ахуєнний сентимент. Йоу, нічого сентимент не скомпари, ко їсто, що вам сплошку аналогію, як у Загору, інцерешку, гаделіту, їсто, кари. І мені жінецьку, ніщо да там в'яться, взагалі, ну ті гаделіти, що мені чтіть спрястан керц, як його він, ті ніж ті гаделі, що він сфершит афлі, щін сам нам піздам, ася гаделіту, їсто. Și eu nu știu încă dacă trebuie să mă apuc vopșe de toată zateia asta. Ia că și încă picolul. Eu încă mult lucrez asupra mea. Cred că fac asta un update, naverna, cu YouTube, cu video-ul ăsta. Blea, și ăla să facă gălăjie acolo. Eu încă nu știu dacă vreau să mă ocup de hunea asta. Că este o hunea nezdorovă, în asemenea de ele. Este ocup de suflatul la nouri la alții. Când să le vină, să schimbe pagoda la dânșă și să vină timpul și să prânească tot zaibisi, înțelegi? Aici trebuiește de făcut, blea, o... Dacă și-am să mă apuc, aici trebuiește de făcut multe serii. Că aici trebuiește doar... Eu trebuie să văd dacă voi sunteți, dacă cineva e vopșe gata, dacă cineva e aproape de membrana asta măcar. Și asta trebuie tare încet, pentru că dacă tu ești la un stadiu foarte firav de dezvoltare, apoi și eu am suflu și să rup pizdu tulpina, înțelegi, la tine. Așa de puternic, așa e suflatul ăsta, așa e foarte gentil. Vă spun, a patra metodă, metoda gentilă, dar eu cred că asta, походu, e metoda cei care Buddha zice că e metoda middle way, așa numie, metoda de mijloc, căroce, așa numie, de middle way, înțelegi. Metoda asta apare în LSD, tu poți să o vezi foarte, foarte ușor, poți să vezi te din și compus. Problema între cei că tu când ești din tripul ăsta, tu nu poți spui asta în cuvinte. Și de asta e că eu tot încerc, câte lecțic, câte lecțic, câte lecțic, îți dișgheoc, căroce, că din tot tripul ăsta. Și îți vă arăt, metoda asta gentilă, e foarte gentilă, tu pentru asta nu trebuie să dormi, că asta e picolul, eu vreau să spun, cea mai ahuienă parte. Tu nu trebuie să respiri într-un anumit mod, blea, tu nu trebuie să șezi într-un anumit mod, blea, tu nu trebuie să te dezici de familie, ori să te duci într-o peșteră, blea, ori să faci retreat-uri, blea, ori să iei cachită substanță, blea, tu nu trebuie să faci nică, вообще nu trebuie să faci într-o este care ceva în exterior, nimeni n-a spălească nică, că asta e picol, deși e gentilă, nimeni nici n-a spălească de prin prejur, e doar un proces care se întâmplă în interiorul tău. Gădelitul ăsta, înțelegi, gădelitul ăsta, până a-ți provoca că gădelitul ăsta, în afară, parcă nu poți să-l vezi că vine gădelitul ăsta de undeva, înțelegi, sau poți să-l cântărești, ori să-l măsori, înțelegi, am vedere. Eu, blea, când îi văd că tu numai decât trebuie să șezi într-o anumit poză, ori tu numai decât trebuie să fii vegetarian, ori tu numai decât, blea, trebuie să iei cachita substanță, ori trebuie să te dezici de fumat, ori trebuie să te dezici de familie, ori trebuie să faci căcăta hunea trebuie. Tu nici nu trebuie să faci prin exterior, așa, cu acțiunile tale, nici nu trebuie să faci, vopșe. Asta e metoda asta gentilă, pizdeț, căroci. Că eu spus, când îi aud că trebuiește numai decât, că vine la tine un sportiv care abia a câștigat un meci și a luat prima lui medalie de aur și el spune ți păi, pățanu, tu habar nu ai ce înseamnă, idei nu ai sentimentul ăsta care să-l prinești prima medalie, blea, prima medalie de aur acolo, super mega campion, căroci, tu n-ai idee. El e pe metoda asta fakirului. Tu, omul, ești pe metoda asta călugurului, pe care prin dragoste, înțelegi, prin dedicație pentru cineva, ori pentru un guru, ai ajuns la fix același sentiment ca dâns. Și tu te uiți la dâns și spui, bă, eu știu despre ce tu spui. Eu fix același sentiment îl am atunci când mă rog, de exemplu, lui Dumnezeu, dacă tu ești credincios, da? Și el începe să fădească, dar nu, bă, și asta e hunea, bă, nu, la tine e hunea, nu la tine, și așa începe să fădească. Și apoi vine Isla, care e omul de știință, dar nu, bă, dacă tu nu poți calculezi, dacă tu nu poți măsori, dacă tu n-ai aflat cu adevărat misterul fizicii cuantice, de exemplu, apoi tu nu știi ce înseamnă, ori să ai prima ta revelație științifică, să o ai, prima ta descoperire a ta intelectuală, să o ai, tipă, tu nici nu știi ce sentimente îți se dă. Problema de ce cu sentimentele este că ele există prima dată, vă spun, mi-a tot, blea, dar și m-a zăibit ăștia cu gazonul casil și lor, ăsta e pizdeț prostă. Базарю, ще й взльотна полоса пентрудиншей, бля, тренінг граунд, як він сніжте. Ще кашет в сфадєште, факіру, калугуру, бля, ще інтелектуалу, бля, лащині май піздос, короче, філінгу, ще, господи, на патрля уе єсть, ка сей інцележ птеца ще три, ще ну ва багатсь ін сфади, просто кудиншей, як наре нішон сенс, короче. Ладно, бе, коаста, наверно, стермінг сьо лунжит ворба, ма дука напоя, каз треб ділукрат, короче, пач удачно, магін отец, пиндата вітуаль.